Ioana Crinu are 65 de ani, locuiește la Mărăcineni și săptămânal vine la oraș pentru cumpărături. Așa a făcut și la sfârșitul săptămânii trecute, când a mers în piața de lactate, de unde a cumpărat brânză și unt de o calitate îndoielnică. Eu nu știu, n-are nici miros. N-are miros. Nu miroase nici a brânză, nu miroase a nimic. E neutru miros. Am cumpărat diverse, printre care brânza și untul. Așa, era o femeie între două vârste așa și vindea acolo un halat de brânze lactate. Eu nu m-am orientat la persoană, cum ar fi trebuit să faci. Un om așa ar trebui să uite și la cel care vinde. Eu m-am uitat la prețuri, am zis, telea mea de oaie la 16 lei, îmi convine, ia să cumpăr. Și am cumpărat. Făcut mămăligă, am vrut să mănânc și când am pus în farfurie n-a mai rămas nimic din brânză. A rămas doar un lichid și nici untul nu mi-a plăcut. Pentru marfa cumpărată, femeia nu a primit bon fiscal. Din acest motiv, nu s-a putut adresa vreunei instituții publice pentru a trage vânzătorul la răspundere. Ați primit bon pentru cumpărături? Nu dau bonuri, nu dă niciun bon. Am plătit telemeaua 16 roni și două linguri de unt, 18 roni. Reporterul Campus TV a mers azi în piața de lactate, unde cele sesizate s-au confirmat, în sensul că niciun vânzător nu eliberează bon fiscal, iar pe etichete nu este trecut decât prețul. Întrebate de ce nu respectă legea, precupețele au explodat. Dacă aș fi nemulțumită de marfa cumpărată de la dumneavoastră... Ne găsiți aici, doamnă, și veniți cu ea înapoi și vă dăm banii înapoi. În supermarket, dacă vă duceți și nu vă convine marfa, vă duceți înapoi cu ea? Da? Eu nu cred. Produsul, de ce nu-l treceți pe hârtie lângă preț? Nu mai mă întrebați acum de ce nu prețul. Numai dumneavoastră nu mai mă întrebați. Dar de ce sunteți atât de necăjită că vă întreb niște lucruri care ar fi absolut normal să se întâmple? Că pe noi nu prea ne interesează. Pe noi ne interesează să vindem, nu să ne dați dumneavoastră prostii la televizor. Da. Nu ne întreabă nimeni de bani, nu ne întreabă nimeni ce faci, nu ne întreabă cum ne câștigăm existența, nu ne întreabă nimeni de nimic. Cumpărătorii merg pe încredere și iau din piața de lactate produse despre care cred că sunt proaspete și naturale, deși uneori lucrurile nu stau chiar așa. Ce ați cumpărat? Brânză proaspătă. Cât ați dat pe ea? Păi mai mult de un kilogram, 210.000. Bun, ați primit? Nu. Și dacă nu vă place? Da. Vă asumați? Da, nu mi-a dat bun. L-ați cerut? N-am cerut. Și dacă nu vă place, ce faceți? Și eu gust, mi-a dat să gust, dar n-am gustat-o. Potrivit autorităților, vânzătorii din piața de lactate funcționează ca persoane fizice autorizate și nu sunt obligați să dețină casă de marcat. În aceste condiții, cumpărătorii nu pot face decât să meargă pe încredere. În cazul în care eu, ca și cumpărător, ajung acasă și nu-mi convine calitatea mărfii pe care am cumpărat-o, cui mă adresez? Acum ce să vă sfătuiesc? Ori cumpărați numai de la o anumită persoană de încredere și încrederea se capătă în timp și care știți că are condiții igienice și care face producție de calitate și în partea de legume, fructe la fel, sau cumpărați în general și ceea ce spun tot timpul numai de la magazine autorizate care sunt monitorizate atât de către noi cât și de celelalte instituții cu abilități de control. Cazul va fi dezbătut și mâine de la ora 18 în cadrul emisiunii Impact de la Campus TV.